Dacă ar fi să începem cu o glumă, am putea spune că trenul spre Otopeni a avut o întârziere de 30 de ani și 30 de minute. Am așteptat 30 de ani ca să fie construită garnitura și încă 30 de minute pentru a porni cu prima cursă spre aeroport. S-a întâmplat chiar în ziua inaugurării. Cât de sigur este însă să iei trenul spre aeroport și ce măsuri de siguranță ar trebui luate pentru a nu pierde cursele aeriene, vă spun imediat după ce facem împreună un experiment. Să spunem că veniți din țară în miezul iernii. De la Craiova spre București, trenurile pot avea întârzieri de sute de minute, mai ales dacă vremea este severă. Puțină ninsoare și deja trebuie să luați în calcul o marjă de eroare de 3-4 ore. Dacă ați ajuns în gara de nord, avem și o veste bună. La fiecare 40 de minute, un tren ar trebui să plece de aici spre aeroportul Henri Coandă. Cursa durează cam 20 de minute și costă 4 lei. Cam atât ar dura și dacă mergeți cu autobuzul sau cu mașina. Totul depinde însă de trafic. Dacă prindeți vreun ambuteiaj, pare mai simplu cu trenul, nu? Ce ar putea să se întâmple ca să pierdeți îmbarcarea? Ei bine, ce s-a întâmplat și în prima zi. O întârziere la plecare de 30 de minute din motive greu de înțeles. Este prima secție de cale ferată pe care s-a aplicat sistemul de operare de tip cadențat pe o linie nouă și cu o instalație nouă, a precizat CFRSA într-un comunicat. Așa că, luând în calcul și problemele tehnice neprevăzute ale CFR, ar trebui să adăugați încă o oră la marja dumneavoastră de eroare. 72 de trenuri vor circula pe această rută, iar cursele sont asigurate de 3 operatori, CFR și companiile private Regio și Transferoviar. 100 de milioane de euro a costat acest proiect, care trebuia să fie gata pentru meciurile campionatului european de fotbal din luna mai. Cum meciurile au fost anulate de pandemie, CFR a reușit să inaugureze abia acum linia ferată, mai bine mai târziu decât niciodată. Sunt Ana Maria Păcuraru și voi da check-in pe harta celor mai controversate locuri din București și împrejurimi. Dacă autoritățile nu știu unde sunt problemele, le vom identifica noi. Dacă aveți un pont, așteptăm să ne scrieți pe martorocular@realitatea.net.